Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Amoroscopul pentru cei singuri, dragii mei din zodia Vărsător, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna decembrie 2021, când vine vorba despre iubire. Și bineînțeles că vom începe cu arcanele iubirii, să vedem care anume binevoiește să vină să guverneze sectorul iubirii în această lună. Și avem cumpătarea, iată, arcana lamela, de fapt cu numărul 8, cumva arcana forței din tarotul clasic. Cumpătare, păi sunteți voi așa pe cu piciorul pe frână, stați așa în expectativă să mă duc, să nu mă duc, dar mai bine sunt cumpătat, lasă că e bine și așa, vă analizați sentimente, vă analizați emoții, le puneți pe toate așa în balanță, ce e important pentru mine. Bun, lasă că e bună și cumpătarea asta, dar până la un punct. Și o să vedem noi. Haideți să vedem care sunt mesajele din partea Doamnei Lună pentru voi. Ce mesaje, ce sfaturi vă dă Doamna Lună când vine vorba despre iubire? Și avem luna plină în Gemeni, iată că poate fi cineva în semn de aer care vine către voi, ori Gemeni, ori Balanță. Evident, nu e obligatoriu. Și spune, răspunsurile pe care tu le aștepți vin către tine. Poate veți primi niște răspunsuri și le veți pune în balanță, le veți cântări. Să vedeți ce este mai bine pentru voi. Și mai vine o lună plină, este luna plină în Scorpion și spune, este timpul să te eliberezi de ceva negativ din interiorul tău. Și o să vedem imediat ce răspunsuri la această chestiune vă dă Simbolon. Mergem mai departe și să vedem ce alt mesaj vine. Bun, și avem eclipsă, că e eclipsă. Bun, și avem eclipsă de lună nouă. Expect powerful change, așteaptă-te la schimbări majore, importante pe sectorul iubirii. Dar este nevoie să mai elimini ceva din interiorul tău, ceva ce s-ar putea să te împiedice. Aha, what do you need to release? Ce anume mai ai tu de eliberat pentru a închide complet un capitol din viața ta? Și haideți să vedem. Haideți să vedem ce spune simbolul și ce ar fi bine să scoateți din subconștient în lumina conștientului și să lucrați cu acele aspecte din voi. O să încep cu cartea aceasta și această carte vorbește despre tendința unora dintre voi de, sau, mă rog, poate ați făcut chestia asta până acum, că tocmai de asta puneți acum lucrurile în balanță și ce puneți în balanță este statutul social și iubirea care cântărește mai mult, pentru că această carte vorbește exact despre acest lucru, tendința unora dintre voi de a intra în relații de iubire doar pentru că sunt anumite avantaje sau da, nu sunt anumite avantaje, ori că persoana arată într-un fel și vă mândriți cu ea, ori că persoana are nu știu ce și vă trebuie sau la fel vă mândriți și așa mai departe, vorbește despre lucrul acesta, showing off, da, a te da mare cu persoana de lângă tine sau statutul acelia și așa mai departe. Atenție, atenție, atenție! Și este nevoie de liniște, este nevoie de echilibru, de a integra, aș spune eu, acele părți din tine pe care nu vrei ca ceilalți să le vadă. De ce nu vrei să le vadă? Ai impresia că dacă le-ar vedea, te-ar abandona, te-ar împinge, te-ar bajocori și așa mai departe, acceptă umbrele din tine, vine simbolon și îți spune, fii mândru cu cine ești tu cu adevărat. Și haideți să vedem dacă mai este ceva, normal că mai este. Și vedem cartea avortului, iată, poate vorbi de sentimente de vinovăție pentru unii dintre voi. Vorbește despre traumă de abandon pentru alții dintre voi, dar vedeți cum aceste aspecte rezonează, cât de mult rezonează sau dacă rezonează cu voi și lucrați cu aceste aspecte. Of, Doamne, of, cam asta ar trebui voi să eliberați, da, trauma aceea de abandon, vinovăția, regretele. Tendința aceasta de a intra în relații doar pentru că este ceva de câștigat de acolo și care nu are nicio legătură cu iubirea. Dar bineînțeles și intratul acesta astfel în anumite în relații nu vine decât ca un rezultat a unor traume din trecutul vostru. De-aia vă tot invită spiritul să lucrați cu ele. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem. Ha, la rădăcina primului pachet de tarot, asul de cupe, o nouă iubire vrea să vină către voi, vrea să intre în realitatea voastră. Poate v-ați rugat pentru așa ceva și răspunsul vine. Da, v-a spus-o și luna plină în Gemeni, dar mai este ceva de rezolvat. Nu ignorați aceste mesaje, vă rog eu foarte mult. Și să vedem mai departe. Yes, this is for Aquarius. Bun, și începem cu Judgment, cartea judecății, ei se numește Înflorirea, poate să vorbească despre o
încă o șansă la iubire pentru voi, da? Să vă da, dacă vă dați voie să înfloriți, dacă vă dați voie să începeți un nou capitol din viața voastră. La fel de bine poate să vorbească, dar să vedem dacă se confirmă sau nu de faptul că cineva din trecutul vostru ar vrea să se întoarcă. Bun, și vedem patru de bâte, cât de frumos, un patru de bâte, când vine vorba de relații, vorbește despre relație frumoasă de lungă durată, care poate duce chiar la căsătorie mai târziu. Dar gândește-te dacă o faci din motive sănătoase sau nu. Da, cumpătarea, am văzut-o, arcana forței, iacă-te-o și aici, controlul emoțiilor. Aveți clar această tendință de a face din relații un business, da? De a le vedea cumva în forma aceasta de business, deci este avantajos sau nu este avantajos pentru mine. Nu te gândești foarte mult dacă iubești sau nu persoana respectivă, îmi este de folos în acest moment sau nu. Dar, repet, astea sunt doar niște mecanisme pe care tu le-ai dezvoltat în urma traumelor din trecut. Așa că nu te judecă nimeni. Haideți să vedem mai departe despre ce este vorba. Bun, și vedem și cartea lumii. Deja se ajută. Se adună multe arcane majore, ceea ce îmi indică o intervenție din partea spiritului. Bun, clar, s-ar putea ca cineva, da, să se întoarcă, dar nu este pentru toată lumea. Ce îți mai spune? Dacă vrei să ajungi la această înflorire, dacă vrei să reînvii pe acest sector al iubirii, ce trebuie să faci este să lași trecutul în spate și să îmbrățișezi aceste noi începuturi care vin către tine. Dar întotdeauna decizia ți aparține. Yes, this is for Aquarius. Ia să vedem. Ia să vedem, ia să vedem mai departe, ia să vedem. Și avem, bineînțeles, iată-te, cinciul de bâte. Cinciul de bâte care vorbește despre defensivă, da? Despre a te apăra. Ia uite ce scut ți-ai luat acolo, pentru că sunt niște conflicte interioare care se întâmplă în sufletul tău. Și vedem și chakra gâtului, comunicarea. Nu-ți dai voie să-ți exprimi sentimentele. De ce? Doar tu știi. Ai o nevoie extraordinară de a te controla, de a deține controlul. Pentru că voi știți mai bine ce s-a întâmplat în trecutul vostru și ce s-a întâmplat atunci când ați fost vulnerabili, atunci când ați exprimat ceea ce simțiți, probabil ați fost răniți și atunci ați adoptat acest mecanism de apărare. Gândiți-vă dacă vă folosește și dacă într-adevăr sunteți fericiți. Și vedem și șaptele de monede. Și vorbim despre răbdare, da? Despre a aștepta. Poate cineva are răbdarea necesară și așteaptă momentul potrivit să se întoarcă în viața voastră. Aveți răbdare cu voi, aș spune eu, înainte de a vă lansa într-o nouă relație, pentru că n-ar fi tocmai ok să intrați așa nevindecați acolo, pentru că vor suferi și alte persoane. Bun, și vedem cartea temperanței. Da, deja avem 2, 4, 5 arcane majore. Arcana temperanței vorbește despre echilibru aici, iată echilibru între masculin și feminin, l-am văzut și din cartea lui Simbolon, dar vorbește și despre timpul divin. Poate pentru unii dintre voi vine momentul să întâlniți persoana potrivită pentru voi, persoana cu care să puteți clădi ceva foarte frumos, dar cum vă găsește această persoană, vă găsește, iată, așa cu scutul în dreptul inimii, ca nu cumva să mai fiți răniți. Și să mergem mai departe să vedem, opa, 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 da, vine cineva să împartă cu voi iubirea și nu numai iubirea. Dar, repet, de voi depinde dacă acceptați aceste lucruri din iubire sau din alte motive. Poate să fie cineva în săgetător cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în săgetător, poate să fie no, cineva în berbec cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în berbec. Eu le zic așa ca idee, poate fi nas și semn de aer, nu contează. Mergem mai departe și să vedem în al doilea pachet de tarot, dacă le-aș putea lua și pe toate, ce interesant ar fi. Da. În al doilea pachet de tarot, la rădăcina lui este 4 de cupe. 4 de cupe, aceasta are de plictiseală, aceasta are de, cum să zic eu, acceptarea situației în care ești, asta este, m-am obișnuit cu ideea, nu mă forțez foarte mult să nu știu ce. Și s-ar putea să vină cineva și să vă găsească în starea aceasta, da, de 4 de cupe, nu mersi, sunt ok așa cum sunt, am și pisici, nu îmi trebuie absolut nimic. Dar e și starea de cumva blehamete, că nu știu, asta îmi vine să-i spun. Ei, în momentul în care ești în starea asta, bum, ceva se schimbă, ceva se transformă, ceva s-ar putea să te ia prin surprindere acolo. Și haideți să vedem, what is blessing here, what is judgment.
Și să vedem, da, și vedem treiul de monede, cineva vine să construiască ceva frumos și solid alături de tine, vine să-ți demonstreze lucrul acesta, că poate, că este capabil, că merită cumva să îi dai atenție. Uită-te, gândește-te și vezi ce este mai bine pentru tine. Și să vedem mai departe, Wands for Wands here. Oh, cât de frumos! Este cartea stelei peste 4 de bâte, acea carte de relație de lungă durată. Cineva își dorește foarte mult să întinerească alături de voi, da, să fiți împreună până la adânci tinereți și vrea să vină să vă demonstreze lucrul acesta. Doar că voi sunteți așa, în starea aia de dezamăgire, în starea aia de mecanisme de apărare. Bun, și vedem, da, cinciul de bâte, cartea aceasta de conflicte. Poate au fost foarte multe conflicte în trecutul vostru, în existența voastră și ați adoptat această tactică de, nu știu, detașare, această tactică de, nu știu, de apărare, aș spune eu. Și de asta este foarte important pentru voi să dețineți controlul, să simțiți că dețineți controlul. Lucrați cu aceste aspecte din voi. Da, șasele de cupe, clar, îmi spune că cineva vrea să se întoarcă, cineva cu care ați încheiat un capitol din viața voastră s-ar putea să vrea să se întoarcă, să vă demonstreze că este ok, să vă demonstreze că sunteți persoana pe care și-o dorește cu adevărat. And why is five of wands here? Bun, și vedem treiul de săbii și optul de bâte. Da, aveți, s-ar putea pentru unii dintre voi, clar nu este pentru toată lumea, nu vă speriați. Cineva cu care ați avut niște conflicte, niște certuri, niște chestii, treiul de săbii, îl vedem aici, această carte de inimă rănită, această persoană să vrea să ia legătura cu voi, să vrea să comunice cu voi, să vă spună că sunteți steaua lui, ei și așa mai departe. Nu, vedeți voi ce faceți acolo, puneți-le în balanță. Ia să vedem, da, și vedem și cartea morții și a transformării peste chakra gâtului. Cineva cu care ați tăiat, ați încheiat comunicarea, poate ați blocat această persoană, îmi vine să spun, ia că te cumva găsește o formă, o modalitate de a veni să discute cu voi. Este o persoană care a avut răbdare și are răbdare pentru a ajunge să stea de vorbă cu voi. Cinciul de cupe. Da, aici vedem clar că există vorba, e conflict, da, între aceste persoane, așa exista conflict și între voi și această persoană. Doar că această persoană are răbdarea și tenacitatea necesară pentru a aștepta ce momentul potrivit să vină alături de voi. Bun. Mergem mai departe, cu toate că simt pentru unii dintre voi este și ceva nou care vrea să apară la orizont. Este. Și haideți să vedem ce avem noi aici. Avem cartea pusnicului, a hermitului, poate să fie cineva în fecioară cu ascendent Venus, lună, nodul nord în fecioară sau cineva care stă și se uită la pozele voastre, pozele cu voi, aș spune eu, și vedem cartea turnului, evenimente neașteptate, ceva voia prin surprindere, este o schimbare majoră care se întâmplă în viața voastră și v-a spus și eclipsa de lună nouă, așteptați-vă la schimbări majore importante. Cineva cumva se întoarce pentru a demonstra că merită. Și hai să vedem mai departe, nici nu știu de ce le-am pus acolo, că nu terminasem, dar în fine. Da, v-am spus, cineva totuși este și cineva nou pentru unii dintre voi. Vedem acest as, am văzut asul de cupe, vedem și asul de bâte. O nouă iubire vrea să vină către voi, o nouă pasiune. Cineva probabil călătorește către voi, vine să împartă ceva cu voi. Și vedem și cartea lunii, poate fi cineva în rac cu ascendent Venus, lună, nodul nord în rac, dar îmi spune că cine vine are vrea această familie, vrea să întemeiască o familie alături de voi și vrea să întinerească, da, să stați împreună până la adânci tinereți. Da, vrea asta, își dorește, vedem și zecele de monede, să vă ofere tot ceea ce are mai bun și să fie alături de voi în orice moment și să construiți niște lucruri frumoase când vine vorba despre relație. Și haideți să vedem și amorul ghebos cu ce mesaje vine către voi, dragii mei vărsători, pentru luna decembrie. Rămâi optimist în ceea ce privește viața amoroasă, nu lăsa gândurile negre să pună stăpânire pe tine, pentru că vei crea din acel punct negativ.
și vedem chimie, atracție și magnetism între voi și una din aceste persoane, aș spune, este o atracție foarte, foarte mare. Chemarea sufletului pereche, ați lansat această chemare și bineînțeles că unii dintre voi veți primi și răspunsul. Ați văzut luna plină în gemeni, vă zice clar, răspunsul vine către voi. Și așa cum v-am spus, cineva mai vrea o șansă cu voi, mai vrea o șansă la o relație. Vedeți voi ce anume este mai bine pentru voi, ce anume cântărește mai mult partea materială, că poate este cineva care se întoarce, care, mă rog, nu v-ați înțeles foarte bine, dar a avea substanțial statut, partea materială și mai departe, și o nouă iubire, adică ceva care vă face sufletul să tresară și atunci veți pune în balanță ce e mai important pentru mine, iubirea sau partea materială. Și să mergem mai departe, da, foarte multă pasiune vedem între voi și una din aceste persoane. E ca și cum una vine cu iubirea, cu pasiunea, cu erotismul și cealaltă vine cu partea financiară, interesant. Bun, și lasă prietenii să te ajute, îți spune următoarea carte, cere ajutorul, cere consultanță, cere ce vrei tu, pentru că, na, poftim, împăcarea, cineva vrea să vină să se împace cu voi și poate nu știi ce decizie să iei. Du-te, cere părerea, cere sfatul, dar în primul rând întreabă-te pe tine, că tu ești cel care știe cel mai bine. Și să vedem și de aici, dragii mei vărsători, ce alt mesaj vrea să mai vină. Da, și vedem acest dans pe care, la care veți fi invitați unii dintre voi de această persoană care vine în realitatea voastră. Vedem numărul 5 care arată schimbare. Cineva vine să vă invite sufletul la dans. Acceptați această invitație sau nu, habar nu am. Veți vedea voi în luna decembrie. Și vedem Angel of Jupiter Awakens, cât de frumos Îngerul lui Jupiter se trezește și Jupiter vorbește despre noroc, da, roata norocului, despre faptul că aici lucrurile se schimbă și se schimbă înspre bine, se pot schimba înspre bine dacă veți face decizia, alegerea. Veți lua decizia corectă, veți face alegerea corectă, asta vreau să zic, dar mereu le încurc, nu ce să facem. Da, drop into your heart, du-te în inima ta, revarsă-te în inima ta, pentru că acolo vei găsi răspunsurile, cine este mai bun pentru tine, ce este mai potrivit pentru tine. Of, of, dragii mei vărsători. Și hai să vedem și niște litere, pot fi inițialele voastre, pot fi inițialele acestei persoane care vrea să se întoarcă sau persoanei noi care intră în viața voastră. Ce lună interesantă, of, of, măi, măi, și haide să vedem, trei au vrut. Bun, și avem I, și avem L, și avem S. Dragii mei vărsători, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna decembrie, când vine vorba despre iubire. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să apreciați videoclipul, poate să share-uiți, să distribuiți acest videoclip, să vadă și alții vărsători despre ce este vorba, nu ar strica, zic eu. Dacă nu ați reușit până acum să vă abonați la canalul meu, butonul este acolo și eu vă apreciez foarte mult și vă apreciez, bineînțeles, foarte mult dacă faceți lucrul acesta, pentru mine chiar contează și vă mulțumesc. Aștept comenturile voastre, ca de obicei, în secțiunea de coment și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!